Liniștea monahilor viețuitori la sihăstria Putnei a fost tulburată la sfârșitul secolului al XVII-lea de către armatele regelui polon Ioan Sobieski. În vara anului 1691, leșii au incendiat mănăstirea Putna și nu au stins focul decât atunci când, sub presiune, li s-au predat cheile de la turnul Tezaur. Astfel de fapte barbare s-au petrecut în întreaga Moldova. A avut de suferit și sihăstria Putnei, sihaștrii de aici risipindu-se și luând drumul codrilor, încât au rămas biserica și locul acesta iară pustiu. După pacea de la Karlovitz din ianuarie 1699, călugării se întorc din pribegie la locurile lor. În acest timp a sosit la Schit un părinte ungurean, numit Lazar, fost ucenic al Sfântului Mitropolit Dosoftei al Moldovei. Astfel s-a reînnodat firul vieții monahicești, rupt în urmă cu câteva decenii. Aflând de venirea la mănăstirea Putna a vistiernicului Ilie Cantacuzino cu oarecare slujbă domnească, sihastrul Lazar a coborât la mănăstire și l-a rugat să ridice în locul vechii bisericuțe, acum surpată, o nouă biserică de lemn, măcar cât de mică. Cu sprijinul acestui vistiernic, el a reușit să ridice aici o biserică de lemn, care mai apoi a fost mutată și în locul ei s-a zidit biserica din piatră cu ramul Buna Vestire. După zidirea bisericii, i s-au alăturat monahului Lazar și alți părinți, pentru care au făcut 3 chiliuțe în apropierea bisericii. Urmașul monahului Lazar în stăreție a fost Teodosie. În timpul stăreției lui, obștea se îmbogățește cu încă 2 persoane. Cea din tâi este un ucrainian, fost eclesiarh al mitropoliei din Kiev, numit Dometian, călugărit cu numele Dosoftei. Cea de-a doua persoană este un tânăr de 13-14 ani, viitorul ieroschimonah Sila. Acesta fusese mai întâi la schitul Orășeni din zona Botoșanilor, iar în urma morții starețului său, Kir Gedeon, auzind de sihăstria Putnei, a venit aici. A fost primit de starețul Teodosie. La foarte scurt timp a fost făcut diacon, apoi preot și apoi a fost tuns în schema cea mare. După moartea lui Teodosie, episcopul Calistru de la Rădăuți îl numește stareț pe Dosoftei. În octombrie 1731, mitropolitul Antonie al Moldovei dă binecuvântare ca ieroschimonahul Sila să fie ajutor bătrânului stareț Dosoftei de la sihăstria Putnei. A fost un dascăl al milosteniei, învățând pe cei bogați să sporească duhovnicește prin dăruirea celor materiale. Cunoscându-i înțelepciunea, starețul Dosoftei l-a trimis la boierii Moldovei pentru a obține obiecte necesare bunei rânduiele a slujbelor. Sfântul Sila a fost un foarte bun administrator și de aceea mitropolitul Iacob i-a încredințat în mai multe rânduri să meargă să strângă danii pentru refacerea, consolidarea mănăstirii Putna și a sihăstriei Putnei. În 1753, după trecerea la domnul a starețului Dosoftei, mitropolitul Iacob Putneanul îl numește pe cuviosul Sila stareț al schitului. Dovedise pricepere și smerită înțelepciune în cei 30 de ani cât îl secundase cu ajutorul său pe starețul Dosoftei. Pe lângă zidirea bisericii, cuviosul Sila a făcut și alte lucrări, a împrejmuit schitul, a ridicat chilii noi, a ridicat trapeze noi, a ridicat o cișmea. Monahii se îndeletniceau cu copierea manuscriselor, cu traduceri de lucrări. Cu maturitate duhovnicească, cuviosul Sila a continuat să se îngrijească cu multă râvnă atât de viața duhovnicească a viețuitorilor de la schit, cât și de starea materială a acestuia. Aici monahii au trăit simplu, nu au acceptat danii de pământuri ori case, care i-ar fi îndepărtat de preocupările duhovnicești. Aveau doar stupi cu albine pentru miere și ceară.
În 1775, în urma ocupării nordului Moldovei de către Imperiul Austriac, mănăstirea Putna și sihăstria ei pierd legătura cu Moldova, inclusiv cu cei care le sprijineau, rămași dincolo de graniță. O perioadă de mari lipsuri materiale și de presiune duhovnicească a cuprins biserica și monahismul din această regiune. Doar 3 mănăstiri au rămas atunci deschise. Celelalte mănăstiri și toate schiturile, inclusiv sihăstria Putnei, au fost închise. Fiind această stăpânire străină, automat că daniile au încetat, vechile privilegii s-au împuținat, încât avem mărturii că aproape nici nu aveau ce să mai mănânce. Acoperișul se stricase la biserică de la chilii, astfel încât ultimii 8 ani din viața cuviosului Sila au fost ani deosebiți de grei. El a încercat, s-a adresat cu scrisori către împăratul Franz Iosif, n-a ajuns la destinație. S-a adresat atunci episcopilor vremii, s-a adresat călugărilor și a mai fost ajutați de fiecare cu cât au putut. Episcopul Dositei, de pildă, a ajutat sihăstria Putnei, a refăcut pardoseala din lemna sihăstriei, mitropolitul Iacob Putneanul iarăși a dăruit o prisacă la sihăstrie și alte danii care sunt consemnate. În anul 1781, cuviosul Sila se retrage din stăreție și îl numește stareț pe ieroschimonahul Nathan. Nu era doar apăsat de ani, ci și de durerea pricinuită de asuprirea duhovnicească a monahismului pe care o trăise din plin în ultimii ani ai vieții. Ieroschimonahul Sila a plecat la întâlnirea cu Domnul său pe care îl slujise întreaga viață în data de 23 aprilie 1784. Era sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, cel care biruise prin puterea credinței sale. Se poate observa că exista o mare evlavie pentru spovedanie la ieroschimonahii sfinți de la sihăstria Putnei și trecerea lor la Domnul nu s-a făcut fără a primi din partea episcopului dositear Rădăuților, frate de metanie cu dânsii, câte o carte de dezlegare de păcate. Cuviosul Nathan s-a născut în anul 1717 în zona Pașcanilor, la începutul viețuirii sale la mănăstirea Putna, fiind numit duhovnicul de la Pașcani. În perioada cât a fost rasofor, a purtat numele Natanael și tot atunci a fost hirotonit ieromonah. Ascultarea sa la mănăstirea Putna era de eclesiarh. În anul 1754 este chemat de către Sfântul Mitropolit Iacob Putneanul la Iași pentru a-l ajuta la redactarea pomelnicului mitropoliților Moldovei. Ajuns mitropolit la Iași, Iacob a vrut să realizeze acest pomelnic, să-l scrie, cunoscând aptitudinile celui care era apropiat în mănăstirea Putna, l-a chemat la Iași și împreună au reușit să ordoneze arhiva mitropoliei, arhiva de documente a mitropoliei și au alcătuit pomelnicul ctitorilor. Aici ne apare prima informație despre ieromonahul Nathanael și totodată prima informație pe care o avem că era în apropierea mitropolitului Iacob Putneanu. După retragerea Sfântului Iacob Putneanul din scaunul de mitropolit, ieromonahul Nathanael este tuns în mantie cu numele de Narchis, având aceeași ascultare de eclesiarh. În deceniul al VI-lea din secolul al XVIII-lea, cuviosul Narchis merge la sihăstria Putnei, unde este tuns în schima mare cu numele Nathan. Acesta este și numele cu care cuviosul va rămâne în istoria locului și în Sinaxar. Nathan, Narcis și Nathanael. El s-a retras la sihăstria Putnei, iarăși din dorința de liniște. Din dorința, după ce a pus în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu și pe care le-a cultivat, ca recunoștință față de Dumnezeu și din dragoste față de semeni, spre sfârșitul vieții s-a retras la sihăstria Putnei. Două sunt coordonatele vieții cuviosului Nathan, cea de duhovnic și cea de copist de manuscrise și alcătuitor de pomelnice sub coordonarea Sfântului Mitropolit Iacob Putneanul.
Cuviosul Nathan a fost îndrumător pe calea mântuirii pentru mulți oameni care îl căutau pentru cuvântul său cu multă putere duhovnicească. A fost duhovnicul mitropolitului Iacob Putneanu și l-a călugărit pe acesta în Schima Mare la Sihăstria Putnei în data de 11 mai 1778. Cuviosul Nathan a făcut o muncă de, să spunem, de istoric, de cronologie, de însemnări. În dreptul anumitor nume din pomelnicile pe care le-a scris, cuviosul Nathan a notat câteva informații, astfel încât munca aceasta lui de istoric, să spunem așa, este una de care se folosesc astăzi cei care studiază respectiva perioadă istorică. Cuviosul Nathan a scris pomelnice pentru Mitropolia Moldovei, Mănăstirea Putna, Schitul Doljești, Sihăstria Putnei, Biserica Sfântul Dumitru din Suceava și Mănăstirea Bisericani. Așezarea pe care el o dovedește în felul cum scrie un pomelnic, felul cum scrie o literă, felul cum trage o linie, felul cum înfrumusețează marginile foii pe care scrie pomelnicul, este de fapt o transpunere a așezării lui sufletești. Când ești liniștit, sufletești, atunci inclusiv scrisul tău spune ceva despre tine. Un echilibru extraordinar. Între anii 1759 și 1763, Sfântul Nathan a scris încă două extrase din pomelnicul Doljeștilor, Litiariu și pomelnic al Sfântului Schit Doljești. A tradus un pavecernic, canoanele Maicii Domnului și rânduiala călugăririi. Nu era doar o muncă de simplă înșirare a unor fapte care s-au petrecut. Ele erau târcuite în prefețe, în poemele care erau atașate la începutul pomenicului respectiv, erau târcuite acest curs al istoriei era târcuit în cheie duhovnicească. El vorbește despre perisabilitatea vieții omenești, el vorbește despre căutările omului, el vorbește despre Dumnezeu ca stăpân al istoriei. Nu au avut o luptă după întâietate, ba din contră, și-au acordat întâietate unii altora. În primăvara anului 1781, la 10 martie, ieroschimonahul Sila, starețul Sihăstriei Putnei, hotărăște împreună cu cinstiții și cuvioșii frați să lase în urma sa stareț și părinte fraților și purtător de grijă acestui sfânt și dumnezeiescu și liniștit lăcaș pe cuviosul fratile Nathan Duhovnicul. După retragerea cuviosului Sila din stăreție, cuviosul Nathan va fi cel care va duce povara greutăților în ultimii ani de viețuire sihăstrească până la închiderea schitului de către statul austriac. A fost și el contemporan cu perioada grea prin care a trecut Sihăstria, monahismul din Bucovina și toată suflarea, să spunem, a ocupației străine. Din cele peste 20 de mănăstiri pe care le adăpostea acest ținut binecuvântat de Dumnezeu, doar 3 au rămas în funcțiune. Celelalte au fost fie transformate în biserici de mir, fie au fost pur și simplu închise. Cu puțin timp înainte de trecerea la cele veșnice, fiind bolnav, cuviosul Nathan a redactat un testament pentru puținele lucruri care rămâneau după el. Importanța actului constă mai ales în menționarea numelor de monahi care viețuiau acolo. Paisie ieroschimonah, Avramie schimonah, Daniil ieroschimonah, Calistrat monah, Teofan monah, Gedeon monah. Cuviosul Nathan s-a mutat la cele veșnice în data de 26 decembrie 1784. Despre cel de-al treilea sfânt de la mănăstirea Sihăstria Putnei, starețul Paisie, tradiția spune despre el că era ca un stâlp de foc care a sprijinit pe cei din jur ca un adevărat povățuitor. A ajuns la Sihăstria Putnei probabil tot din dorința de liniștire, din iubirea lui față de mai multă rugăciune și locul acesta era atunci altfel decât este astăzi. Nu era drum, era o cărare. Din mărturia sa din 30 mai 1765, pe când era deja viețuitor la Sihăstrie, aflăm că a fost egumen la mănăstirea Sfântului Ilie în vremea domniei lui Constantin Cehan Racoviță și a episcopului Dositei Herescu.
De la mănăstirea Sfântului Ilie a fost mutat la mănăstirea Râșca, după care a ajuns la sihăstria Putnei. Păstrau legătura pentru că exista o tradiție isihastă în nordul Moldovei și unii dintre ei au avut duhovnici comuni, alții au avut învățători comuni. Iar în privința Sfântului Paisie, noi cercetând arhivele am găsit exact în a doua jumătate a secolului XVIII, în jurul anului 1778 menționat ca stareț la Râșca un arhimandrit Paisie. Este o șansă destul de mare ca acest Paisie, starețul de la Râșca, să fie același cu Sfântul Paisie de la Sihăstria Putnei. Pomelnicul Sihăstriei Putnei menționează ieroschimonahul Paisie. Acesta au răposat la 1784 decembrie 16, fiind cu vârsta de 83 de ani. Ieroschimonahul Paisie nu a fost stareț, ci doar viețuitor al Sihăstriei Putna. Tradiția mai spune despre tainicul monah că primise de la Hristos darul înainte vederii. Acest dar s-a adăugat la multele sale virtuți. Pentru toate acestea, credincioșii îl căutau și îl cinsteau ca pe un adevărat păstor. Au iubit casa lui Dumnezeu, s-au nevoit, i-au iubit pe oameni, pentru că nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu dacă nu iubește și pe om așa cum este el. Astfel se încheie o pagină minunată de adâncă trăire duhovnicească la Sihăstria Putnei. Sihaștrii care au trăit într-o lume a păcii și a mângâierii au lăsat aici pentru totdeauna dorința pentru sfințenie și dorul după Dumnezeu. Această lipsă de concretețe sau legarea vieților prea mult de unele evenimente istorice ne-a permis nouă, după 1996, să recunoaștem întrânși stareții, bătrânii, de care aveam atât de multă nevoie. Și aici cred că a fost minunea care a dus la readucerea la viață a mănăstirii Sihăstria Putnei. Că niște bătrâni de acum două secole și au avut puterea rugăciunii și practic l-au convins pe Dumnezeu să se reașeze din nou în strănile acestei biserici și prin prezența lor blândă și binecuvântată să ne întărească în momente de ispită și să ne bucure în momentele de binecuvântare.